După ce Boșteuca lui Creanga a devenit de nerecunoscut după reabilitare și ținta glumelor, Ministerul Culturii trimite corpul de control la casa memorială din Iași. Arhitectul susține că n-a schimbat deloc structura casei povestitorului, iar proiectul a avut toate avizele. Boșdeuca lui Creangă era înainte o casă țărănească modestă, simplă, cu arhitectură tradițională. În urma modernizărilor a devenit o căsuță bizară, cu un acoperiș care aduce apagodă, cu prize și încălzire prin pereți. Mobilierul vechi din lemn unde Ion Creangă își scria operele la lampă, pernele țesute de mână, prispa pe care a pășit marele scriitor, toate au rămas doar amintiri din copilărie. Și holul de odinioară în care se aflau stensilele vechi din lemn a fost modernizat după standarde de ultimă generație. Acum vizitatorii au impresia că au ajuns într-un apartament de lux. Nici măcar portretul povestitorului nu mai este pe pereți. În loc a rămas doar varul alb, imaculat. Arhitectul care a schimbat la față Boșdeuca se jură că a lucrat doar cu materialul clientului. Toate finisajele sunt în principiu aceleași, pentru că nu poți face modificări într-un muzeu ca ăsta. E adevărat că au trebuit introduse niște elemente noi, care ne-am fi dorit noi să fie mai discrete, pentru că avem nevoie de semnalizare de incendiu și semnalizare de fracție. Avem, într-adevăr, câteva prize care erau și înainte, Valul de ironie a apărut instant pe rețelele de socializare. Fântâna din fața casei lui Creangă s-a transformat în cel mai bun loc pentru un jacuzzi cât se poate de contemporan. Alții au asemănat lucrarea cu o construcție chinezească. Renovarea a costat peste 1,7 milioane de euro, iar presa locală spune despre arhitectul care s-a ocupat de lucrări că ar fi abonat la proiectele pe care Consiliul Județean le execută. Am avut un constructor, unul dintre cei mai buni constructori din, din țară atunci când vine vorba despre restaurarea patrimoniului cultural al României. Vă așteptăm să-l redescoperim pe creangă, așa cum a fost și cu siguranță va fi și de acum, multe generații înainte. Ministerul Culturii face acum o anchetă și a solicitat corpului de control să verifice dacă avizul pentru modernizare a fost obținut în mod legal. Comisia Națională a Monumentelor Istorice și Institutul Național pentru Patrimoniu vor da un verdict. Voi solicita verificări din partea Direcției Județene pentru Cultură Iași și a Inspectoratului Județean în Construcții. Specialiștii trebuie să spună dacă lucrările realizate respectă în tocmai condițiile impuse pentru un monument istoric. Ion Creang a locuit în celebra Boșdeu că între anii 1872 și 1889 a devenit prima casă memorială din România în 1918 și este înscrisă pe lista monumentelor istorice.